de la Bal și nu și-au exprimat intenția de a părăsi Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Olteco, asociație care are în păstorire, ca să zic așa, proiectul managementul deșeurilor. Ne-a răspuns cumva între cele două poziții pe care trebuia să le adopte, ori să iasă afară din asociație și să rămână cu operatorul de salubritate actual, ori să intre în cadrul asociației și să rezilieze contractul cu operatorul, ne-a dat un răspuns foarte evaziv. Noi vom încerca să introducem pe ordinea de zi a Consiliului Local Balș un proiect de hotărâre care să vedem, în baza căruia să știm exact dacă luăm hotărârea să nu introducem Balșul în acest proiect, să continuăm cu el în acest proiect sau va rămâne în acest proiect. Pentru că o astfel de poziție nu se poate, nu poți să fii și... Ce riscă dacă nu este în... nu încheie contractul cu salubrisul? Primărie. Dacă ies din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, așa cum le-a și venit primăriei Balș răspuns de la Autoritatea de Management, cea care administrează acest proiect la nivel național și fondurile europene respective, bineînțeles că vor avea penalități, în primul rând, contravaloarea investițiilor din localitatea Balș, iar mai departe de acest lucru, probabil și contravaloarea unei cote parte din groapa de la Bălen, dar și penalități pentru neîndeplinirea indicatorilor de gunoi pe care ni i-am asumat.